Da? Bună seara, mă bucur să fim împreună. Avem un subiect frumos de început de an. Vreau să vă spun la mulți ani celor care ne vedem pentru prima dată în anul 2019. Da? Este un an așa interesant cu multe lucruri care ne așteaptă și vom vedea astăzi puțin lucruri care țin de anul care urmează și cum putem noi să ne pregătim pentru un an mai bun. Și înainte să trecem direct la material, aș vrea să spun o poveste care probabil că o știți deja și nu cred că este ceva nou în povestea asta, dar totuși este o poveste care consider că merită să fie amintită. Povestea se numește Călătorul și Călugărul. Cine știe povestea de aici? Corina o știe. Bun. Deci este vorba de un călător care merge dintr-un sat în alt sat și pe drum spre satul următor vede un călugăr care bate toaca și îl oprește pe acel călugăr și stă de vorbă cu el, îi dă binețe și spune: nu vă supărați, aș vrea să vă pun o întrebare, dacă se poate. La care călugărul spune: sigur că da, te rog. Și atunci călătorul îi spune: uite, eu vin din satul de la munte și mă duc spre satul de la vale. Se poate, vă rog, să-mi spuneți ce fel de oameni sunt în satul următor, în satul de la vale? La care călugărul spune: da, pot să-ți spun, dar mai întâi te rog spune-mi tu ce fel de oameni au fost în satul în care ai fost, în satul de la munte. La care omul spune: îmi pare rău să spun, dar așa oameni răi ca în satul ăsta n-am văzut. Vorbeau obraznic cu mine, mă certau, n-au fost deloc primitori, făceau glume pe seama mea, erau neospitalieri și neprimitori cu străinii, erau oameni cu care nu m-am înțeles bine deloc. Mă bucur că am plecat din satul ăla. Dar satul următor, ce fel de oameni are? La care călugărul spune: îmi pare rău că trebuie să-ți spun, dar să știi că și oamenii din satul spre care te duci tu vor fi tot la fel. Îi pare rău, dar îi spune lucrul ăsta și călătorul își vede de drum mai departe, pleacă. După un timp vine un alt călător care tot la fel pleacă din satul de la munte și merge spre satul din vale. Pe drum îl vede pe călugăr, îl oprește și îi spune: nu vă supărați, aș vrea să vă întreb, mă duc spre satul din vale, spuneți-mi vă rog dacă știți cum sunt oamenii din satul din vale. La care călugărul îi spune: pot să-ți spun ce fel de oameni vei întâlni acolo, dar înainte, te rog, spune-mi, cum sunt oamenii din satul din care vii tu? La care călătorul spune: vai, dar ce oameni cum se cade, dar ce oameni buni, atât de buni la suflet și m-au primit cu brațele deschise și au fost ospitalieri și așa de bine m-am simțit acolo că nu venea să plec, dar sunt nevoit să mă duc. Spune-mi, te rog, oamenii din satul următor, ce fel de oameni sunt? La care călugărul îi spune: mă bucur să-ți spun că și oamenii din satul următor sunt tot la fel. Deci, cu alte cuvinte, vei întâlni și în următorul sat oameni cu care te vei simți bine. Acum, haideți să modificăm satele și să spunem anii. În loc de satul de la munte, să spunem anul 2018. În loc de satul de la vale, spre care ne îndreptăm, să spunem că este anul 2019, în care tocmai intrăm. Care este concluzia? Că s-ar putea, și fără să fiu prezicătoare, ca anul care urmează, sau în care am intrat, mai bine spus, să fie aproximativ la fel cu anul 2018, dacă noi ne comportăm la fel. Până aici puteți să fiți de acord cu mine. Oare de cine ține ca anul viitor sau anul care urmează să fie un an mai bun?
pentru că în fața noastră se derulează de acum începând un nou an. Oare ține de destin, oare ține de hazard, ca anul viitor sau anul care urmează să se deruleze, spun viitor pentru că ne stă în față, nu pentru că n-am intrat deja în el, dar pur și simplu stă în fața noastră. De cine depinde oare ca anul 2019 să fie un alt fel de an? Și înainte să intrăm mai mult în materialul care l-avem de parcurs astăzi, aș vrea să ne oprim pentru un exercițiu care este destul de cuprinzător, tocmai din acest motiv aș vrea să începem cu el și v-aș ruga să scrieți exercițiul. Deci reprezintă anul 2018 printr-un desen. Punctează un regret și o realizare a acestui an. Ce rol a jucat Dumnezeu în viața ta în acest an? Reprezintă anul 2019, tot printr-un desen. Punctează posibilitățile care le aduce acest an pentru tine. Cum este exercițiul? E ok? Bun. Deci luăm o pauză acum. Despre câteva scenarii care ne opresc să avem un an mai bun. Și în momentul în care le putem identifica, în cazul nostru, atunci putem să le schimbăm în așa fel încât să putem să avem un an care să ne ducă mai departe în ce privește dezvoltarea noastră, în ce privește eficiența, în relații, la locul de muncă și în fiecare aspect al vieții noastre. Și aș vrea să le citesc pe scurt, da? Scenarii care nu ne permit să avem un an mai bun. Scenariul din cauza lui. Ăsta este cel mai des întâlnit. Și toți am avut scenariul ăsta la un moment dat în viață. Toți am considerat că dacă nu suntem fericiți, este din cauza lui. Sau din cauza ei. Sau din cauza lor. Da? Când eram copii, am înțeles lucrul ăsta foarte bine, că părinții noștri nu sunt ceea ce ne dorim noi să fie. Și atunci, clar, știam foarte bine, nu suntem fericiți din cauza lor, că ei nu ne dau sau nu ne fac anumite lucruri. Când am devenit adulți, noi am rămas cu acest scenariu și chiar dacă nu mai suntem minori, chiar dacă stăm în puterea noastră să facem hotărâri, e mult mai ușor și mult mai simplu să spunem din cauza lui. Și despre asta am discutat data trecută, de asta nici nu vreau să insist foarte mult pe acest subiect, dar data trecută am avut un seminar care s-a numit Permisiunea de a fi fericit și am văzut că nu ține de permisiunea care ne-o dau alții sau nu ne-o dau, ci ține de permisiunea care ne-o dăm noi de a fi fericiți. Mai departe, dacă aș fi făcut altfel, și aici are de-a face cu regretele. Și o parte a exercițiului care l-am avut de făcut s-a referit la un regret în ce privește anul trecut. Și este foarte ușor să acumulăm regrete, le putem acumula fără să ne dăm seama. Doar știm la un moment dat că suntem foarte împovărați și nu știm de ce. Și dacă ne oprim un pic să facem o analiză, ne dăm seama că avem multe regrete. Și e posibil să le lăsăm să se adune acolo și nici măcar să nu realizăm acest lucru. Și atunci e important să vedem dacă nu cumva avem aceste regrete în viața noastră. Și dacă avem regrete, ce-i de făcut?
Le acceptăm, așa este. Bun, mai departe, e prea târziu pentru mine. Vreau să vă spun și poate acum mi se pare hilar, dar eu facultatea de psihologie am făcut-o la 28 de ani. Atunci am început facultatea și mă gândeam, wow, 28 de ani, dar e prea târziu, oare să încep facultatea asta? Când o să termin, ce vârstă o să am? Și mi se părea așa că e prea târziu. Trebuia să mă apuc la 20 de ani de facultate, la 28, deja e prea mult. Și acum mi se pare hilar lucrul ăsta, dar atunci chiar așa gândeam. Și tot timpul întâlnesc oameni care au acest scenariu și care li se pare că pentru ei e prea târziu. Vreau să vă spun și pentru cei care sunt pensionari, este extraordinar dacă își fac planuri și au vise și se implică și au proiecte și fac ceva cu viața lor. Altfel, într-adevăr, oamenii se blasează, devin așa apatici și foarte ușor pot să piardă cheful de viață, pofta de viață. Și este un pericol real pentru cei care, de exemplu, sunt la pensie. Și e important acest lucru. Scenariul ăsta e prea târziu pentru mine. La fel, e atât de des întâlnit la oameni, e prea târziu. După atâția ani de căsnicie, cum mai pot eu să schimb ceva? Da? Deja e prea târziu. Sau oameni care au deja 40 de ani îmi spun, la vârsta mea nu mă mai pot schimba. Și cred că fiecare ați auzit sau poate ați gândit în felul ăsta. Da? E prea târziu pentru mine. Alt lucru, dacă m-aș fi născut într-un alt loc și eu provin dintr-un orășel mic, din județul Arad, și am avut un stigmat în interiorul meu, în mintea mea, pe baza faptului că sunt născută într-un loc atât de neînsemnat. Și acum, dacă vă spun orașul Sebeș, județul Arad, nu înseamnă nimic pentru nimeni de aici. Tocmai de asta, pentru că este un oraș neînsemnat. Da? Și eram atât de complexată de faptul că m-am născut acolo, dar a fost un moment în care am spus, trebuie să schimb eu destinul și trebuie să schimb eu cursul vieții. Dar până acolo a fost o luptă. Pentru că îmi spuneam ce resurse am eu, ce pot eu să fac. Eu vin dintr-un oraș așa neînsemnat, familia este neînsemnată, nu știu să fac mare lucru, nu am resurse, ce pot eu să fac ca să-mi schimb viața. Dar, indiferent din ce localitate am provenit, indiferent în ce țară ne-am născut, indiferent în ce perioadă ne-am născut, putem face ceva cu viața noastră. Sau, da, auzim tot timpul, noi ne-am născut și suntem români. Deci dacă ești român, n-ai ce să faci. Da? În România n-ai posibilități, nu poți să faci nimic. Nu este adevărat, dar, repet, sunt oameni care trăiesc cu acest scenariu. Sau m-am născut într-o familie numeroasă, sau m-am născut într-o familie cu oameni care nu au posibilități materiale și scenariul ăsta poate să fie diferit de la caz la caz. Bun. Vreau să mă vindec, dar, da? În cabinetul psihologic mereu văd oameni care se lovesc de acest lucru și nu neapărat că îl spun, dar îl simt. La mine e prea greu. Și unii mă întreabă, credeți că eu am vreo șansă să mă fac bine? Pentru că cazul meu este unul special. Eu sunt mai dificil, la mine e situația mai grea, la mine e ceva deosebit. Ați mai întâlnit așa ceva? Dar astea sunt scenarii din mintea oamenilor, pentru că nimeni nu este caz special. Fiecare om are o grămadă de particularități care se aseamănă cu altuia. Cum spunea cineva, ești special la fel ca toată lumea, da? Deci, toți suntem speciali. Bun. Dacă aș avea. Și aici ne găsim cu toții, nu? Dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș fi mai tânăr, dacă aș avea altă vârstă, dacă aș avea alte posibilități, dacă și dacă și dacă și dacă. Și ar fi important să ne facem o analiză, să vedem în momentul de față care din scenariile astea ne țin pe loc. Și nu contează, repet, ce pregătire avem, nu contează ce vârstă avem și nu contează unde ne-am născut. Fiecare om poate să meargă mai departe în ce privește viața lui și dezvoltarea vieții lui, dacă își dă voie să iasă din aceste scenarii. Și pe tot parcursul anului 2018 am discutat pe temele astea. Dar acum este așa un sumar, aș putea să spun, a lucrurilor care noi le-am discutat anul trecut. Deci, o modalitate prin care ne putem elibera de suferința trecutului este să rescriem aceste scenarii. Și au fost o serie de ateliere pe tema asta, cum îți schimbi mintea,
și cum ștergi negativitatea din mintea ta și le puteți găsi dacă vreți să le vedeți. Tocmai din cauza asta nu insistăm foarte mult pe acest subiect, dar sunt deja materiale pe această temă. Bun, mergem la punctul următor și anume, lucru important, da? Deja intrăm în psihoterapie. Anxietatea, depresia și bolile fizice nu apar la întâmplare. Da? Deci nu este o întâmplare dacă suferim. Nu e supărat Dumnezeu pe noi și din cauza asta avem depresie sau avem anxietate sau avem tot felul de fobii sau avem tot felul de coșmaruri sau avem insomnii sau avem probleme fizice declanșate pe sistem nervos, care sunt o grămadă de astfel de boli. Deci lucrurile astea nu sunt din întâmplare. Nu are Dumnezeu ceva cu noi. Nu este vorba de faptul că, eu știu, așa ne-a fost scris sau o fază de genul ăsta. Nu. E foarte important să înțelegem de ce? Ăsta e primul pas. Oare de ce am eu stările astea? Pentru că noi ca oameni tindem să fim superficiali și tindem să trecem repede peste profunzimea situației în care ne aflăm și tratăm lucrurile superficial. Dacă continuăm așa, și anul 2019 va fi la fel ca celălalt. De ce? Pentru că nu facem ceva diferit. Bun. Când o schimbare ne produce dezechilibru psihic, adică ceea ce spuneam, înseamnă că acel eveniment este doar un declanșator al unei traume mai vechi. Ieri stăteam de vorbă cu un client de-a meu și îmi spunea așa, mi-a căzut părul și avea aici așa o bucată de scalp fără păr. Și spunea, mi-a căzut părul și când mi-a căzut părul am suferit mult din cauza asta. Ei, vreau să vă spun că niciun om nu ajunge depresiv din cauza faptului că îi cade părul. Poate să-i cadă tot. Dar dacă lucrul ăsta produce depresie la un om, de exemplu, în mod cert este doar un declanșator. Deci niciodată noi nu ajungem să suferim de anxietate sau de depresie prin faptul că ne cade părul. Sau lucruri de genul ăsta, da? Nu știu ce lucru ni s-ar putea întâmpla, orice. Deci niciodată n-are de-a face cu lucrurile astea mărunte care, sau mai puțin mărunte care ni se întâmplă. Dar ele sunt doar niște declanșatori al unor traume mai vechi. Și vorbeam cu niște prieteni zilele trecute de faptul că joacă Catan și că se enervează când pierd. Da? Și se punea întrebarea, problema, dacă jocul Catan este de la Dumnezeu sau nu, pentru că produce așa reacții puternice. Da? Era destul de amuzantă discuția. Nu, n-are de-a face cu asta. În schimb, jocul Catan sau orice alt joc poate fi un declanșator al unor stări interioare care noi le avem acolo de multă vreme. Da? Deci, repet, când se întâmplă ceva, da? Și cum am spus, când o schimbare ne produce dezechilibru psihic, înseamnă că schimbarea aia este doar un declanșator. Problema este mult mai veche și vine de undeva din istoria noastră de viață. Nu are nimic de a face cu jocul care îl jucăm sau cu părul cum ne stă sau cât de grași sau de slabi suntem. Nu, astea sunt lucruri minore. Bun, dacă observi că te învârți în cerc, posibil să repeți un scenariu trasat de părinții tăi. Da? Deci foarte important lucrurile care se repetă. Analizează bine să vezi ce lucruri se repetă în viața ta, ce lucruri se repetă și în viața părinților tăi, să vezi ce lucruri le-ai mai întâlnit cândva. Pentru că noi, din punct de vedere emoțional și psihologic, trecem prin etape care se repetă, un ciclu care se repetă din nou și din nou. Da? Și putem lua relațiile de cuplu, putem lua stările emoționale, putem lua în discuție conflicte care au loc la locul de muncă, ne dăm seama că mereu ajungem într-un punct în care drumul este înfundat și din nou se întâmplă ceea ce știam că s-a mai întâmplat și altă dată. Și până atunci am tot pus vina pe alții, dar acum ne dăm seama că nu putem la infinit să dăm vina pe alții. Pentru că dacă ni se întâmplă din nou și din nou același lucru, posibil să fie ceva la noi și să n-aibă treabă cu ceilalți. Bun, analizează cu atenție trecutul, vindecă rănile emoționale de care suferi. Și aici e tare important și nu o să intru în detalii pentru că sunt seminarii pe tema asta destule care deja au fost parcurse, dar ce este important aici? Să ne oprim din tumultul vieții și să ne analizăm un pic.
foarte important să vedem ce conflicte sunt în interiorul nostru, vechi sau prezente, cu care nu ne-am împăcat niciodată. Pentru că întotdeauna conflictul este energie sau este, cum se spun, combustibil pentru anxietate și depresie. Niciodată anxietatea sau depresia nu persistă dacă nu au combustibil. Și atunci trebuie să vedem ce anume hrănește anxietatea sau depresia sau atacurile de panică sau tot felul de tulburări care se dezvoltă pe sistem nervos. Pentru că ele sunt întreținute de un conflict. Și atunci trebuie să ne oprim un pic și să vedem ce conflicte avem, vechi sau prezente. Pentru că lucrurile alea, dacă nu sunt rezolvate, vor produce în noi tot felul de stări care ne trag înapoi. Și atunci, urmarea va fi că nu ne vom bucura de viață și nu vom avea încredere, nu vom avea siguranță, nu vom lua decizii bune și dacă luăm decizii, nu le ducem la capăt, lucrurile hotărâte. Rămân doar niște decizii în, așa, în aer. Și cred că fiecăruia dintre noi s-a întâmplat să ia hotărâri bune și să nu le ducă la capăt. De ce? Pentru că n-am mai avut energia și puterea necesară. Și asta se întâmplă când în interiorul nostru există conflict. Ce este important în ce privește vindecarea interioară? Și aici o să citesc următorul pas. Exprimă-ți durerea, iartă și eliberează-te. Noi oamenii avem mari dificultăți la exprimarea durerii. Nu știm să suferim. Și este tot la fel un seminar anume pe tema asta. Cum să suferim sau înțelepciunea suferinței este cel mai important punct dintre toate punctele. Dacă știi să suferi, ești fericit. Dacă nu știi să suferi, n-ai cum. Pentru că cele două sunt legate una cu cealaltă. Un om nu poate să fie fericit decât dacă știe să sufere. Dacă un om nu știe să sufere, nu poate să fie fericit. Pentru că blocând emoția de durere, de fapt îți blochezi și emoția de fericire. Nu putem bloca numai ce vrem. Ele se blochează simultan. Asta înseamnă că dacă nu-ți dai voie să suferi, nu-ți dai voie nici să fii fericit. Și atunci înseamnă că vom deveni ca niște roboți. Și cineva îmi spunea, atât de mult îl invidiez pe el, fostul partener, că el nu suferă. Și am spus, niciodată să nu invidiez un om care nu știe să sufere. Pentru că omul ăla nu știe să se bucure de viață. Omul ăla nu va simți niciodată bucuria și fericirea care o simt cei care știu și pot să sufere. Deci niciodată să nu invidiați pe cei care nu suferă. Sunt cei mai nefericiți oameni. Chiar dacă voi nu vă dați seama pentru că ei pozează că totul e bine. În realitate ei nu simt nimic sau aproape nimic. De ce? Pentru că ei și-au blocat pur și simplu emoțiile. Și trăiesc, dar ca niște spectatori în propria lor viață. Viața se derulează prin fața lor, dar ei nu o simt. Și credeți-mă, nu merită trăită viața asta așa, fără să o simți, fără să fii parte din ea, fără să fii acolo implicat cu tot sufletul. Da? Deci, nu invidiați pe cei care nu suferă. Sunt cei mai nefericiți oameni. Este o înțelepciune a suferinței și vă recomand, dacă n-ați parcurs, vă recomand, chiar este un atelier și un seminar bun, acel care se numește Înțelepciunea Suferinței. Pentru că, repet, dacă știm să suferim, asta e cea mai sigură cale de a fi fericiți. Pentru că în momentul ăla nu mai ne este teamă de nimic. În momentul ăla suntem liberi cu adevărat. Pot să spun că pe mine m-a eliberat moartea nepotului meu de posibila teamă de a pierde pe cineva. E, în momentul ăla, după ce am trecut prin acel lucru, prin acea tragedie, de atunci început nu mai mi-e frică că moare cineva. Gata. Deci lucrul ăsta m-am eliberat 100%. Pot să mor eu sau oricine, oricând. Nu înseamnă că nu e suferință. Tocmai că știu ce înseamnă. Tocmai că știu ce suferință este. Dar știu că pot să o duc. Asta înseamnă că poate să fie teribil de greu, dar e ceva care pot duce. Deci sunt liber. Sunt un om liber. Dar cei care nu știu lucrul ăsta și n-au învățat să sufere, tot timpul vor avea teama asta. Nu cumva să ajung să sufăr. Bun, cred că deja este destul pe subiectul ăsta. Deci, punctul cel mai important al vindecării interioare este să-ți dai voie să suferi. Și aici este punctul forte, punctul cel mai greu. Ăsta e un lucru care niciodată nu se poate întâmpla citind cărți
și uitându-ne pe YouTube la seminarii de dezvoltare personală. Niciodată nu se vindecă sufletul așa. De ce? Pentru că acumulăm doar informație, dar suferința rămâne stocată acolo la locul ei. Asta înseamnă că mental avem capul mare, cu tot felul de lucruri în minte, dar sufletul este la fel de blocat și la fel de închistat ca și înainte. Deci informația nu vindecă sufletul. Că ajută la ceva, categoric, că poate să fie un pas înainte, da, dar niciodată nu va vindeca sufletul omului. De asta avem nevoie de oameni cu care să vorbim despre suferința noastră. Și noi, ca popor, nu știm să suferim. Am văzut că sunt și naționalități care pot vorbi foarte lejer despre ceea ce simt. La noi este o problemă foarte mare asta. Noi, când suntem supărați, nu vorbim cu nimeni și punem așa o mască că totul e bine. Când în realitate nu e așa deloc. Ei, vreau să vă spun că asta este cea mai sigură cale de a ajunge la depresie și anxietate și atacuri de panică, fobii și toată lista de afecțiuni care vin pe tema asta. Bun, deci exprimă-ți durerea, cel mai important lucru dintre toate. Iartă și eliberează-te. Durerea este legată și cu furia. Deci un om când simte furie poate să înceapă să vindece după aia, dar dacă furia este blocată înăuntru, de acolo e doar un pas până când începe depresia. Iartă-te pe tine însuți, foarte important lucrul ăsta, pregătește-te și angajează-te pentru un drum lung. Niciodată procesul de vindecare interioară nu se termină într-o săptămână sau într-o lună. Asumă-ți responsabilitatea, acceptă realitatea și împacă-te cu viața ta. E foarte importantă realitatea. Tot timpul avem tendința de a ascunde față de noi înșine realitatea noastră și ne facem că nu e așa. Ne facem că toate lucrurile sunt bune și de fapt nu este așa deloc. Dar nu vrem să ne confruntăm cu realitatea și câtă vreme se întâmplă așa, în mod cert batem pasul pe loc. Bun, ceea ce nu poți schimba, ce poți să faci cu ce nu poți schimba? Să accepți, da? E ușor de zis, nu e ușor de făcut. Mergem mai departe. Dumnezeu schimbă oamenii care vor să se schimbe, respectând liberul arbitru al fiecăruia. Renunță să ceri sau să aștepți schimbarea altora și roagă-te pentru schimbarea ta. De exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori să am la cabinet oameni care mi-au povestit când erau copii. Și când erau copii, credeau în Dumnezeu și se rugau. Și dacă aveau mulți dintre ei tată alcoolic, ce pot să spun că marea majoritate dintre oamenii care vin la cabinet au avut un tată alcoolic. Deci, având un tată alcoolic, care era rugăciunea lor? Dumnezeu să schimbe pe tata, da? Și odată și odată să fie liniște în casă. Bineînțeles, tata continua să bea, situația se continua în același fel și atunci ce se întâmpla cu acel copil? Considera că Dumnezeu fie nu există, fie nu-i pasă, fie nu-l ascultă. Cred că fiecăruia dintre noi s-a întâmplat într-un fel sau altul lucrul ăsta. Să ceară lui Dumnezeu schimbarea altora, lucrul ăsta să nu se întâmple și atunci să spună Dumnezeu fie nu există, fie nu-i pasă, fie nu mă ascultă. Da? Deci ideea asta că Dumnezeu schimbă pe altul pentru că așa vrem noi și trece peste voința acelui om, asta n-are de-a face cu adevărul și cu principiile lui Dumnezeu. Dar și important acest lucru, Dumnezeu dă voie fiecărui om să facă alegeri, iar părinții fac alegeri pentru copii, chiar dacă alegerile alea nu sunt corecte, chiar dacă alegerile alea presupun pentru copii suferință. De asta e o lege instaurată în universul ăsta. Dumnezeu respectă hotărârile oamenilor. Și dacă un om hotărăște cu viața lui să facă praf din ea, Dumnezeu nu va anula hotărârea acelui om. Da? Deci niciodată Dumnezeu nu încalcă deciziile care noi le luăm, chiar dacă asta presupune ca ceilalți să sufere din cauza asta. Dar e alegerea acelui om. Da? Deci nu mai ne bazăm și nu mai așteptăm schimbarea altora. Și probabil am așteptat de multe ori să se schimbe partenerul sau partenera, să se schimbe copiii, să se schimbe părinții, să se schimbe șeful de la muncă,
să se schimbe nu știu ce lucruri din viața noastră, da? Toți am așteptat cândva lucrul ăsta, să se schimbe oamenii din jurul nostru. Ei, câtă vreme stăm și așteptăm lucrul ăsta, ne aflăm pe un drum greșit. Ce putem face este să ne schimbăm noi. Și veți vedea că nu e ușor deloc. Dacă nu e ușor să mă schimb pe mine, cum pot să cred că îl schimb pe celălalt? Sau că Dumnezeu va viola liberul arbitru al celuilalt, pentru că m-am rugat eu. Da? Stăteam de vorbă cu o femeie care îmi spunea, zice, fiul ei căsătorit a plecat într-o altă țară. Și ea spunea, în fiecare noapte, la ora 12, eu mă puneam pe genunchi și ceream lui Dumnezeu să facă în așa fel încât băiatul meu să vină înapoi acasă. Și povestea cu icoana, cum făcea, cu lumânări, cu nu știu, mă rog, un ritual ciudat. După nu știu cât timp, lucrul ăsta s-a întâmplat. Băiatul s-a întors înapoi în țară și am spus, cum v-ați simți să știți că eu sau cineva începe în fiecare zi, la ora cutare, să zicem oră, și începe și se roagă ca Dumnezeu să vă ia pe sus și să vă ducă în altă parte, unde dumneavoastră nu vreți poate să ajungeți, dar eu știu că așa v-ar fi bine. V-ar fi ok lucrul ăsta? V-ați simți bine să știți că cineva cere ca Dumnezeu să treacă peste voința dumneavoastră și să vă pună în altă parte, unde consider eu că ar trebui să stați? Cum vi se pare lucrul ăsta? Ei, sunt o grămadă de oameni care fac asta, mai ales mamele. Ele sunt specialiste la așa ceva. Ele știu întotdeauna unde trebuie să stea copilul lor, mai ales dacă e băiatul preferat. Deci, asta e vrăjitorie. Clar, asta e vrăjitorie. Deci, niciodată nu este voia lui Dumnezeu ca noi să manipulăm, să controlăm, să intimidăm și să facem rugăciuni manipulatoare la adresa altora. Da? Foarte important lucrul ăsta, Dumnezeu întotdeauna va respecta deciziile oamenilor și liberul arbitru. Dacă un om vrea să moară, Dumnezeu îi respectă decizia lui. Dacă un om vrea să trăiască o viață de desfrâu, Dumnezeu nu-i va încălca decizia lui. Da? Foarte important lucrul ăsta și cineva spunea, iadul este dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu, pentru că e dovada că am avut de ales. Nu ne-a obligat nimeni. De bună voie am ajuns acolo. Da? Deci, repet, Dumnezeu nu violează liberul arbitru al nimănui. Ăsta e un motiv pentru care în lumea asta se întâmplă atât de multe nedreptăți. Pentru că Dumnezeu nu încalcă deciziile oamenilor. Și chiar dacă fac oamenii multe nedreptăți pe lumea asta, vor suporta consecințele astea, da. Dar Dumnezeu nu încalcă liberul arbitru al oamenilor. Chiar dacă hotărârile lor nu sunt bune. De cele mai multe ori. Mergem mai departe. Începe să schimbi perspectiva din care privești împrejurările în care te afli. Și asta înseamnă să nu mai mizăm pe schimbarea altora. O grămadă de oameni se căsătoresc, văd defectele partenerului, dar mizează pe faptul că vor reuși să-l schimbe. Deci nu pot să vă spun câte și câte situații de genul ăsta am auzit. Nu există chestia asta. Decât dacă omul ăla vrea. Dar nu poți tu să-l schimbi. Decât dacă e decizia lui. Și multe, multe căsnicii ratate au pornit pe tema asta. Lasă că o să fac eu încât să se schimbe. E ca și cum ai miza pe faptul că câștigi la loto. De unde știi că vei câștiga? Da? Cam așa este și cu partenerul care vrem noi să-l schimbăm. Deci ar fi bine să avem alte proiecte. Să nu mai fie asta proiectul nostru, faptul de a schimba pe cineva. Pentru că lucrul ăsta nu funcționează și ne aduce multă frustrare. Bun. Găsește lecția pe care o ai de învățat în situația în care te afli și partea bună a situației. Dezvoltă-ți o viziune practică, realistă și pozitivă asupra vieții tale. Punctul următor. Dumnezeu nu este ca și tata sau ca și mama noastră. Asta este o veste bună. Vreau să vă spun că era un moment în viața mea în care eram foarte supărată și dezamăgită de Dumnezeu și mă gândeam, aveam imaginea lui Dumnezeu în fața mea și pe mine care îi ceream diferite lucruri și mi se părea că Dumnezeu este ca un funcționar public care stă la un ghișeu și care îmi spune că nu mi se aprobă lucrurile care eu le vreau și mi se părea atât de rece, atât de distant, atât de
atât de expeditiv și am zis, cum este Dumnezeu așa? Până când? Mi-am dat seama că asta e exact imaginea tatălui meu. Și eu am transferat imaginea tatălui meu natural asupra lui Dumnezeu. Și ori de câte ori eram într-un impas, tendința mea era să-L văd pe Dumnezeu exact ca pe tata. Și nu puteam imagina că Dumnezeu e altfel decât exact ca tata meu. Dacă tatăl meu a fost și este un om distant, într-o măsură destul de mare, acum mai puțin, că este un om în vârstă, dar la tinerețea lui era un om foarte rece și distant. Ei, la fel îl vedeam pe Dumnezeu, până când am înțeles că eu proiectez asupra lui Dumnezeu imaginea tatălui meu. Și dacă vă faceți o analiză, o să fiți uimiți de cât de ușor facem transferul ăsta. Și întotdeauna când am de-a face cu un om care îmi spune că este ateu, îl întreb de tatălui și îl întreb cum tatălui l-a prezentat, de exemplu, pe Dumnezeu. Și atunci imediat se leagă. Totul e foarte clar. Da? Deci suntem creștini, suntem credincioși sau atei în funcție de ceea ce ni s-a transmis din familia noastră. Asta e în mod cert. Bun, mergem mai departe. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Și dacă mă primește, de ce nu mă ascultă? Mă aduc aminte că eram cu Dan acasă și se derula niște desene animate la televizor. Eu treceam pe acolo și era Cartea Cărților, desene animate, și erau doi copii care au fost transferați în povestea nașterii lui Isus. Era Oana și Mihai, cred că. Și erau împreună cu Iosif și Maria, căutând loc unde să găzduiască peste noapte și să nască copilul. Și probabil că știți povestea, nu mai intru în detalii, dar ei acum tot băteau la porți și tot li se răspundea, nu avem loc, nu avem loc, totul e plin, nu vă putem primi, nu vă putem primi. La care Mihai îi spune Oanei, Oana, știi ce nu înțeleg eu? Zice, dacă Iisus, care urmează să se nască, e Fiul lui Dumnezeu, de ce nu face Dumnezeu ceva? Și mă gândeam că întrebarea asta ne-am pus-o toți. De ce nu face Dumnezeu ceva? Pentru că în concepția noastră, Dumnezeu trebuie să facă cu tare și cu tare lucru. Și într-adevăr, până la urmă, Iosef și Maria au găsit loc. N-a fost locul care au crezut ei, dar a fost un loc în care s-a putut naște copilul și a fost în siguranță și până la urmă povestea s-a terminat cu bine. Dar până acolo a existat un moment de provocare, un moment de îngrijorare. Oare unde se va naște copilul? Pentru că în momentul în care o femeie este însărcinată și urmează să nască, chiar nu-i vine să caute din ușă în ușă și să tot se lovească de refuzuri. Dar clar că a fost Dumnezeu cu ei. Și până la urmă au găsit unde să nască copilașul. Dar întrebarea asta, de ce nu face Dumnezeu ceva, cred că este o întrebare care transcede așa miile de ani care au urmat de la Adam și Eva încoace. Cred că în istoria umanității fiecare generație și fiecare individ și-a pus întrebarea asta cândva în viață, de ce nu face Dumnezeu ceva? Eu personal mi-am pus întrebarea asta în unele situații ale vieții mele. Mă aduc aminte când m-am confruntat cu depresia. Înainte să se instaleze depresia în viața mea, a fost această concluzie la care am ajuns eu, că nu-L înțeleg pe Dumnezeu și că de ce nu face Dumnezeu ceva. Clar, și pentru că în concepția mea Dumnezeu nu face nimic, atunci înseamnă că este un drum greșit și înseamnă că eu pot să merg pe un alt drum. Și ca urmare, asta am și făcut. A fost o perioadă de timp în care Dumnezeu n-a mai fost focusul pentru viața mea și a fost o perioadă în care am trăit această depresie într-un mod destul de agresiv, aș putea să spun. Cineva spunea că nimeni nu s-apucă să facă psihologia decât dacă are nevoie de asta. Confirm, sunt cea care confirmă regula asta și anume am zis decât să dau o avere la psiholog, mai bine urmez eu profesia asta și reușesc să lucrez și să înțeleg despre ce-i vorba. Bun, întrebarea asta este o întrebare care pur și simplu trece de la un om la celălalt. De ce nu face Dumnezeu ceva? Și dacă aceste seminarii au un scop pe lângă alte scopuri, este de a reuși să dăm un răspuns. Un răspuns. Nu înseamnă că este singurul. La această întrebare, de ce nu face Dumnezeu ceva?
Pentru că vom vedea că Dumnezeu nu mai face nimic fără noi. De când a terminat să facă lumea și a creat tot ce înseamnă pământ și tot ce înseamnă animale și oameni și tot ce există în lumea asta, când s-a încheiat creația și Dumnezeu s-a uitat la tot ce a creat și a spus totul este bun și frumos. E din momentul ăla începând, Dumnezeu n-a mai creat din nimic. Dumnezeu n-a mai făcut ceva singur. El tot ce face, face împreună cu noi și face din ceea ce noi îi dăruim. Asta înseamnă că dacă a venit acel copilaș cu 5 pâini și 2 pești, Iisus a luat în mâinile lui acei 2 pești și 5 pâini, le-a binecuvântat, le-a rupt în bucățele și a dat și a hrănit mii de oameni. Dar n-a făcut din nimic asta. A făcut din puținul ăla care l-a adus un copilaș. Asta înseamnă că fiecare din noi are puțin care poate să aducă lui Dumnezeu și din puținul ăla să se facă mult. Dar dacă stăm și zicem, a, dar eu n-am nimic, n-am ce să dau, atunci, clar, nici Dumnezeu nu va face nimic. Și ne vom pune întrebarea asta, de ce nu face Dumnezeu nimic? Pentru că nu facem noi nimic de aia. Da? În momentul în care ne punem noi în mișcare, va face și Dumnezeu ceea ce ne dorim și mult mai mult decât atât. Când am înțeles lucrul ăsta, de fiecare dată când m-am simțit descurajată sau în depresie sau pur și simplu la pământ, a durat o vreme până când să înțeleg că trebuie să fac eu ceva. De-abia atunci am ieșit de acolo. Altfel, acolo am stat în mlaștină și am putut să stau în mlaștină aia mult și bine, până când am înțeles că trebuie să fac eu ceva. Ăla a fost momentul în care a făcut click și în care m-am ridicat pur și simplu de acolo și viața mea a luat-o pe alt drum. Dacă acest atelier sau alte ateliere pot ajuta un singur om să iasă din mlaștina aia și să știe că el trebuie să facă ceva și că Dumnezeu îl ajută, mă declar extrem de mulțumită. Pentru că ăsta e scopul, de fapt. Da? Altfel putem sta în depresie ani de zile, așteptând de la alții, de la Dumnezeu sau de la oameni să facă alții ceva. Și asta pentru că încă avem mentalitatea comunistă, care o aveam pe vremea respectivă. Și ce se întâmpla pe vremea aia? Alții gândeau pentru noi, alții hotărau pentru noi și alții făceau în locul nostru. Lucruri care le considerau ei de cuvință. Da? Intrai într-un loc de muncă la 20 de ani, stăteai acolo până la pensie, aceiași oameni, totul era static. Pentru că la vremea aia n-aveai inițiativă și nici nu erai bine văzut dacă aveai inițiativă. Trebuia doar să asculți și să taci. Și erai bine văzut dacă taci și stai acolo în banca ta. Ei, noi și astăzi, când nu mai este comunist, tot așa facem. Am rămas cu mentalitatea asta în care așteptăm să facă alții ceva și noi nu facem nimic. Și atunci ne mirăm că stăm și batem pasul pe loc. Da? Deci mentalitatea asta comunistă a rămas încă. Și o recunosc la mine și după aia pot să o văd și la oamenii din jurul meu. Dar este ceva care pur și simplu s-a lipit de noi și s-a lipit așa cu super glu. Și e foarte greu de scos afară. Dar este singura modalitate de a ieși dintr-o viață care nu ne satisface. Doar dacă facem noi ceva. Mergem mai departe. Dumnezeu este dragoste și bucuria Lui cea mai mare este să ne ierte și să ne facă bine. Pentru aceasta, El va acționa întotdeauna în baza unor principii și legi spirituale foarte clare. Nu consider că cineva poate să spună că îl înțelege pe Dumnezeu, dar Dumnezeu a lăsat câteva principii foarte clare, care dacă le-am înțeles, putem să mergem mai departe și putem să ne găsim echilibru și liniștea, știind că legile alea funcționează orice ar fi. Dumnezeu și diavolul acționează acolo unde au dreptul legal să o facă. Și am scris aici un verset, mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați prilej diavolului. Asta înseamnă că sunt situații, momente, decizii în viața noastră, când noi pur și simplu dăm prilej. Ce înseamnă prilej? Că dai un prilej diavolului. Îi deschizi ușa. Îi deschizi ușa ca să poată veni. Și, de exemplu, un lucru este prin mânie. Dar sunt mult mai multe lucruri. Și vom atinge așa întreagăt doar acest subiect în seminarul care va fi în Brașov, va fi special pe această temă și anume vindecarea arborelui genealogic cu accentul pe acele lucruri care dau prilej diavolului sau răului sau cum vreți să-i spuneți să afecteze viața unui om sau pur și simplu familia.
Pentru că sunt niște lucruri foarte clare lăsate în Biblie. Dacă te regăsești acolo, știi că asta urmează, pentru că este lăsat. Da? Sunt lucruri care Dumnezeu le-a lăsat să le știm. Odată ce le știm, putem acționa, ca lucrurile alea să nu mai aibă putere asupra noastră. Dar dacă noi trăim în inconștiență și doar ne plângem, atunci, bineînțeles că nu se va schimba nimic. 2019 va fi ca 2018 în cazul acesta. Da, deci mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați vreun prilej diavolului. Cel ce a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească, lucrând cu mâinile lui la ceva bun. Și exemple sunt mult mai multe, de asta spun că nu e momentul acum să intru în toate detaliile ce ține de prilejul ăsta care îl dăm diavolului fără să știm, dar sunt niște principii clare. Diavolul nu poate să acționeze în viața unui om sau în familia lui decât dacă îi se dă un prilej. Altfel n-are cum. Există pedeapsă și răsplată, binecuvântare și blestem individual și generațional sau de grup. Legea semănatului și seceratului nu se modifică pentru că un om este credincios. Asta nu înseamnă că dăm niște bani la biserică, se roagă preotul pentru noi și s-a rezolvat problema. Nici vorbă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să vedem care e prilejul care a fost dat diavolului de a putut să intre în familie și oamenii să fie bolnavi sau să piardă afaceri sau să piardă sume de bani sau să piardă relații sau să existe divorț sau să existe sarcini pierdute sau atât de multe lucruri și necazuri care se întâmplă în lumea asta. Hai să analizăm un pic, să vedem despre ce e vorba. Nu doar pur și simplu pasăm responsabilitatea altuia și spunem, așa vreau Dumnezeu sau așa mi-a fost scris. Nu! Avem înțelepciunea de a ne opri și de a vedea despre ce-i vorba. Analizează-ți viața și eliberează-te de vinovăție prin faptul că îți ceri iertare pentru păcatele tale de la Dumnezeu și de la oamenii cărora le-ai greșit. Tare important, dacă te simți vinovat de ceva, să ceri iertare. Pentru că vinovăția este atât de toxică și produce atât de mult rău în viața unui om, încât omul ăla nu mai poate să trăiască viața așa cum o simte el că ar putea, pentru că acea vinovăție le apasă și este un sentiment foarte apăsător. Mă aduc aminte că zilele trecute am avut o femeie la cabinet care mi-a spus că se simte atât de vinovată din cauza faptului că atunci când era copil și-a dorit ca mama ei să moară. Da? Și spune ea, e cel mai grav păcat. Posibil, nu știu, dar cu siguranță, orice păcat ar fi avut un om, poate primi iertare de la Dumnezeu. Dar faptul de a trăi ani și ani cu această vinovăție și am întrebat-o, mama ta te-a iertat pentru asta? A zis da, dar zice ea, nu mă iartă Dumnezeu. Da, asta e o înțelegere greșită, pentru că Dumnezeu nu se bucură ca noi să ducem povara asta vinovăției. Dumnezeu vrea să ne ierte. Bun, mergem mai departe. Cereți iertare pentru păcatele părinților, bunicilor și străbunicilor tăi pe care le știi. Și, repet, va fi un seminar anume pe tema asta, care sunt acele păcate pentru care se cere iertare lui Dumnezeu, chiar dacă poate nu sunt făcute de noi, poate sunt făcute de părinții noștri sau de bunicii noștri sau de străbunicii noștri, pentru că sunt lucruri care afectează până la a treia și a patra generație dacă s-au întâmplat. Și atunci, repet, pe această temă va fi seminarul respectiv. Asta înseamnă că nu intru acum în detalii, pentru că este un subiect destul de vast și n-am avea timpul necesar. Nu poți primi decât ceea ce crezi că primești. Da? Și aici o să povestesc pe scurt, nu știu dacă am povestit lucrul ăsta, dar este o secvență dintr-un film care mie mi-a rămas în minte legat de acest lucru. Nu poți primi decât ceea ce crezi. Era un film care l-am văzut cu mulți ani în urmă. Și personajul principal era Sharon Stone și ea era o femeie care avea viciu de a juca la jocuri de noroc. Da? Avea acest viciu și locuia într-o localitate și de acolo, de la toți oamenii, luase bani împrumut. Da? Cum este la noi la cămătar, da? De la toți luase bani împrumut, îi băgase în jocurile de noroc, bineînțeles că a pierdut toți banii și acum stătea și se gândea ce să facă ca să scape. Și noaptea, când nu era văzută, cu partenerul ei pleacă din acea localitate și fug undeva ca să-și piardă urma. Ajunși în localitatea în care vroiau să rămână, ea se uită să vadă câți bani mai are. Și bineînțeles că avea puțini bani, la care el îi spune să nu faci asta.
pentru că știa la ce se gândea ea, bineînțeles, se gândea să meargă să joace banii aia, la care el îi spune să nu faci asta, pentru că cei disperați niciodată nu câștigă. Bineînțeles că ea prinde momentul, ia banii, se duce, joacă, pierde tot, da? După modelul bine știut, dar mi-a rămas în minte fraza asta și am zis, da, într-adevăr, aici este un principiu valabil și anume, omul disperat, omul căruia este frică, omul ăla care stă așa încordat, șansele ca el să câștige într-adevăr sunt extrem de mici, dacă nu zero. De ce? Pentru că pur și simplu omul ăsta, prin toată zbaterea lui, se împotrivește reușitei. Deci face ce face și se sabotează singur. Și într-adevăr, omul disperat nu câștigă, da? Asta pot să spun în cele mai multe cazuri. Și atunci, dacă un om e disperat, ce face? Dacă primește doar cel care are credință și omul nu are credință, atunci ce face? Dar e foarte ușor să știi ce credință are un om dacă te uiți cu ce se preocupă omul ăla, ce cărți citește, la ce filme se uită, la ce emisiuni se uită, ce reportaje urmărește. Imediat îți dai seama ce credință are omul ăla, ce lucruri îl preocupă. De ce? Pentru că credința noastră este în funcție de lucrurile care ne preocupă. Dacă un om este preocupat de Scriptură, are credință în Dumnezeu. Dacă un om este preocupat de New Age, are credință conform cu filozofia respectivă. Dacă un om pur și simplu este negativist, atunci știi că el se uită la știri, da? Și uitându-te la știri, n-ai cum să fii optimist. Pentru că vezi o grămadă de lucruri care se întâmplă, mai ales la o anumită oră. Dacă vezi știrile, clar că nu vezi decât accidente în fața ta și ce lucruri s-au mai întâmplat rele pe lumea asta, da? Deci depinde fiecare cu ce își hrănește mintea. Bun, deci eram la credință. Nu poți primi decât ceea ce crezi. Cei disperați și fricoși nu primesc. De ce? Pentru că au frică. Iar frica este exact opusul credinței în Dumnezeu. Și aici am scris un verset. Astfel, credința vine în urma auzirii. Foarte important, ce auzim. Iar auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Omul care aude cuvântul lui Hristos este un om care crede. Omul care aude altceva, crede altceva. E atât de important ce auzi. Deci vrei să ai credință? E foarte simplu. Expune-te la cuvântul lui Dumnezeu. Pur și simplu investește în domeniul ăsta. Ai atâta credință cât de mult ai investit în domeniul ăsta. Simplu. Nu sunt oameni privilegiați pe lumea asta. Sunt oameni care au făcut din asta o prioritate. Atât. Dacă eu am credință, am făcut o prioritate din asta. Dacă nu am, înseamnă că nu m-a interesat subiectul. Da? Deci nu sunt oameni cu steaua în frunte, aleși așa ca să aibă credință și alții n-au credință, ce să faci? Asta e. Da? Mereu am auzit spunându-mi se, Doamne, eu nu cred. Ce să fac? Eu nu pot să cred. Bineînțeles că n-ai cum să crezi dacă nu te expui la acest subiect. Dacă nu petreci timp citind Biblia, de unde să ai credință? De la televizor, de la vreme, de unde să ai? Deci n-ai de unde. Da? Deci un om poate să aibă credință doar în măsura în care se preocupă de Scriptură, se preocupă de ceea ce înseamnă rugăciunea și relația cu Dumnezeu. Altfel n-are cum să aibă credință, clar. Bun, mergem mai departe. Deci hrănește-ți mintea și sufletul cu hrană bună, care îți mărește credința, îți dă siguranță și te eliberează de frică. Dacă roadele care le mănânci sunt amare, schimbă sămânța care a fost semănată în mintea ta. Pasul următor. Acționează pe baza credinței tale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu pot să am credință, dar dacă nu fac nimic cu ea, rămâne ca sămânța care nu e roditoare, n-aduce roadă. Acționează pe baza credinței tale și fă de astăzi lucrurile care știi că ar fi bine să le faci, chiar dacă încă ți-e teamă. Deci nu aștepți până ești sigur pe tine, pentru că s-ar putea ca lucrul ăsta să nu fie niciodată. Și atunci înseamnă că cu grăuntele ăla mic de credință care l-ai, apucă-te și fă ceva. Bun, și o să citesc un pasaj care l-am scris aici. Ilie, acum cred că fiecare a auzit de Ilie, da, de acel profet care este destul de bine cunoscut. Știu că vara este Sfântul Ilie și mama spunea că este o zi în care să nu lucrăm pentru că, da, cunoaște, să mai repet. Bun, deci Ilie s-a dus în pustiu unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară. Uite că i s-a întâmplat și lui Ilie lucrul ăsta.
Deci e de-al nostru Ilie, nu? Și el a fost printr-o fază de depresie. Deci Ilie s-a dus în pustie unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Faptul că era în faza asta nu însemna că trebuia să stea să aștepte. Însemna că acolo, în peștera aia unde era, descurajat cum era, la capătul puterilor cum era, Dumnezeu vine la el și îl întreabă: ce faci tu aici? Ce-i cu tine? Pur și simplu ai considerat că ăsta e sfârșitul? Chiar ăsta e sfârșitul tău? Eu am alt plan. Eu am plan cu tine să ieși de aici. Da? Deci ne regăsim și noi în anumite ipostaze ale vieții în situația asta? Ei, vreau să spun că eu mă regăsesc. Eu mă regăsesc în situația asta și am fost în viața mea în situația asta lui Ilie. Și am auzit poate exact cuvintele astea din partea lui Dumnezeu: ce faci tu aici? De ce stai tu aici și îți plângi de milă? Chiar nu poți să faci nimic? Ești sigură? Ei, în momentul ăla mi-am dat seama că pot să fac ceva. Și poate că nu eram 100% sigură, dar am zis: trebuie să fac ceva, trebuie să încerc, trebuie să mă mișc, trebuie să fac ce ține de mine, trebuie să-mi fac partea mea, așteptând ca Dumnezeu să-și o facă pe-a Lui. Și Dumnezeu și-a făcut-o pe-a Lui. Ori de câte ori eu am fost gata să-mi fac partea mea, și-a făcut și Dumnezeu partea Lui. Dar dacă eu am stat și n-am făcut nimic, puteam să rămân în mlaștina aia până astăzi. Pentru că era alegerea mea, Dumnezeu nu mă scotea cu sila de acolo. Până la urmă eu a trebuit să ies. Bun. Tu poți să faci mai mult decât îți imaginezi dacă acționezi. Mărturisește cu gura ta deciziile tale și ceea ce crezi. Pune gândurile, cuvintele, deciziile și faptele în acord cu ceea ce crezi. E atât de important să existe această simetrie, această armonie între ceea ce cred și ceea ce spun și ceea ce fac. Pentru că dacă se oprește undeva procesul ăsta, atunci e clar că voi rămâne blocat acolo. E foarte important să fiu gata să și spun: ei, aici am auzit de multe, eu am credința mea, eu nu spun la nimeni, eu am acolo credința mea în sufletul meu. Oameni buni, nu-i deloc așa. Un om care are credință pune credința în cuvinte. Dacă nu poți să o pui în cuvinte, nu o ai. Nu te amăgi singur. Da? Deci foarte important lucrul ăsta. Să nu ne amăgim. Dacă nu pot să vorbesc despre ceea ce cred, înseamnă că nu cred. Înseamnă că credința aia e așa iluzorie. Da? Și aici oamenii se împart în două. Dacă putem spune toți eu cred, câți oameni pot să vorbească despre ceea ce cred? Câți oameni pot da mărturie despre ceea ce cred? Câți oameni pot să spună: da, Iisus Hristos este Mântuitorul meu, este Dumnezeul meu, este Cel în care îmi pun încrederea? Ei, aici ne separăm. A, să știi că eu am acolo credința mea, dar nu spun la nimeni. Nu există. Deci credința care Biblia o promovează și despre care vorbește, este o credință care o declarăm în fața oamenilor. Dacă mi-e rușine să declar credința mea în fața oamenilor, s-ar putea să nu fie. S-ar putea să fie doar o iluzie. Da? Și aici, repet, oamenii se împart în două categorii. Puțini sunt aia care au curajul să și declare ceea ce cred. Ca să nu mai vorbesc după aia de faptul de a și face ceva vis-a-vis de asta. Da? Asta înseamnă că nu mai pot trăi la fel. Nu mai pot fura dacă am furat înainte. Nu mai pot minți dacă am mințit înainte, nu mai pot trăi cu amărăciune în sufletul meu dacă am trăit înainte. Dacă spun că sunt credincios, înseamnă că lucrurile astea trebuie să le rezolv. Înseamnă că viața mea nu mai continuă în felul ăsta. Pentru că altfel e doar o credință iluzorie. Da? Și sunt oameni care trăiesc așa cum trăiesc, dar au eticheta cu creștin. Nu merge. Da? Deci credința autentică, cea biblică, este o credință care este în inimă, este în vocabular, în limbaj și este în fapte. Altfel, e doar o iluzie. Bun, și aici e un verset care spune așa: căci celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Pare așa nedrept lucrul ăsta, nu? Oare de ce spune Biblia lucrul ăsta? Pentru că cel care are, folosește ceea ce are.
Și când folosești ceea ce ai, când pui în cuvinte, când pui în decizii, când pui în fapte ceea ce ai, ți se mai dă. Dacă nu ai, adică nu o spui, nu o faci, nu intră în comportament, atunci ți se ia și ceea ce ți se pare ție că ai. Pentru că există o lege dintre legile lui Dumnezeu, care e legea multiplicării. Se multiplică dacă și numai dacă pui în negoț sau pui în mișcare ceea ce ai. Da? Și dacă vrem să avem un an mai bun, 2019, a venit timpul, unu, să ne mărim credința, doi, să punem credința în mișcare. Pentru că dacă rămâne ceva static, s-ar putea să ni se ia și ceea ce ni se pare nouă că avem. Mergem mai departe. Evaluează resursele și posibilitățile care le ai și folosește-le. Nu există nici un om pe fața pământului să nu aibă nimic. Fiecare om are ceva. Are timp, are abilități, are cunoștințe, are pur și simplu resurse și puterea de a face ceva. Vreau să spun că viața noastră se ofilește în momentul în care nu mai facem nimic. Și, repet, lucrez chiar în perioada asta cu o femeie care este pensionară și am întrebat-o, îmi spune, nu mai am niciun sens, nu mai văd de ce să mai continui viața. Și am întrebat-o, ce faci pentru alții? Nimic, nici m-am gândit să fac ceva pentru alții. Gândește-te, ce poți să faci cu viața ta? Pentru că, într-adevăr, dacă trăiești numai pentru tine, la ce să mai trăiești? Numai așa să faci umbră pământului? Gândește-te ce poți să faci pentru altul. Gândește-te, ai atâta timp liber. Îți plac copiii? Da. Cum ar fi să îngrijești copiii unei mame care vrea să plece la dentist și nu are cu cine își lăsa copilașul? Și pentru ea e o gură de oxigen, să poată să iasă, să meargă până la dentist sau să bea o cafea cu o prietenă și să stea o oră liniștită și tu stai cu copilul ei. Te-ai gândit să faci lucrul ăsta? Și a zis ea, da, cred că aș putea să fac lucrul ăsta. Și acea mamă ar fi fericită că ar putea să aibă o gură de aer. Tu ai fi fericită că te-ai simțit utilă, că ai făcut ceva bun. Și da, este doar o idee. Sunt multe lucruri care le putem face. Ideea este să ne dăm voie să punem în mișcare posibilitățile care le avem și resursele care le avem. Bun, nu Dumnezeu trebuie să facă ceva, ci tu sau eu sau noi. Da? În măsura în care facem noi ceva, face și Dumnezeu ceva. Și o să citesc un pasaj. Gedeon este un erou al credinței, Gedeon. Dar înainte să fie erou, a fost un om care s-a temut. Și un om care stătea așa cu frică. Gedeon i-a zis, rogu-te, vorbea cu un înger al lui Dumnezeu, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Era o perioadă în care poporul Israel era bătut și ținut sub robia moabiților, da? Și veneau moabiții și le luau recolta, le luau tot ce aveau și el bătea grâul în tească să-l ascunde de madianiți. Și în momentul ăsta în care el își făcea provizii ca să le ascundă de madianiți, în momentul ăsta vine la el un înger și sunt teologi care spun că de fapt era vorba de Isus, posibil, și stă de vorbă cu Gedeon și atunci Gedeon îi spune, dacă tu spui și este cum spui tu că Dumnezeu este cu noi atunci, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Da? Asta e altă întrebare care ne punem cu toții. De ce nu face Dumnezeu ceva? Da? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Dumnezeu din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Fiecare om are putere. Chiar dacă în anumite domenii, chiar dacă într-o anumită măsură, dar fiecare om are posibilitatea de a face ceva. Și acel om care poate este la pat, poate că nu mai poate să facă fizic ceva, dar și el poate să se roage pentru alții. Și el poate să spună o vorbă bună cuiva. Și mă aduc aminte de Vrumbrand când ne povestea de oameni cu care era închis în celulă și era un om care era paralizat,
datorită torturilor la care a fost supus în închisoare. Și el spunea, el era omul care ne încuraja pe noi toți. Deci cel care era paralizat îi încuraja pe toți ceilalți. Și toți ceilalți spuneau cât de greu este, că nu mai este scăpare, că uite câte rele se întâmplă, că ne uităm în jur și vedem numai suferință și numai nedreptate, la care acest om paralizat din cauza torturilor a spus, dacă vă uitați în jurul vostru și totul este numai negru, uitați-vă în sus, uitați-vă la Dumnezeu, nu vă mai uitați la lucrurile astea, puneți-vă și voi focusul pe altceva, căutați în altă parte să găsiți ceva mai bun, dacă în jurul vostru nu găsiți. Deci cred că asta este provocarea noastră a tuturor. Ce ar fi să ne schimbăm focusul? Ce ar fi să nu ne mai uităm numai la lucrurile care nu le putem face și să ne uităm la cele care le putem face? Bun, de ce nu face Dumnezeu ceva? Pentru că noi nu facem ceva. Și atunci nici Dumnezeu nu va face. Bun, întrebarea este ce să fac? Și acum aș vrea să-ți pui tu întrebarea, dacă nu ți-ar fi teamă de nimic, ce ai face? Pentru că ăla e lucru care îl ai de făcut. Ce ai face dacă nu ți-ar fi teamă de eșec? Ce ai face dacă nu ți-ar fi teamă de gura lumii? De ce spun oamenii? De ce o să spună familia ta? De ce o să spună colegii tăi? De ce o să spună nu știu cine? Ce ai face dacă nu ți-ar fi teamă de nimic? Ce ai face? Pentru că ăla e lucru care dacă îl faci, mergi mai departe. Altfel, te poți învârti în cerc. Altfel, 2019 poate fi exact ca 2018. Dacă nu faci lucrurile alea, care pur și simplu te-ai oprit din frică să le faci, s-ar putea să bați pasul pe loc și 2019. Pentru că nu va veni așa un miracol dintr-o dată să te ia pe sus. Nu va veni așa o ceată de îngeri ca să facă ce vrei tu, în așa fel încât tu să nu-ți mai bați capul. Nu. Asta e lucru care de obicei nu se întâmplă. Astea sunt excepții. Nu zic că nu sunt și cazuri în care intervin îngerii, dar numai dacă și numai dacă omul nu poate face nimic. Da? Și sunt, de exemplu, prizonieri, da? Și sunt cazuri în Biblie sau situații în care omul nu putea să iasă de acolo și atunci a venit un înger, de exemplu, și l-a scos pe Pavel afară din închisoare. Dar acolo unde putem face noi ceva, nu o să vină îngerii să facă pentru noi. Asta trebuie să facem noi. Bun. Dacă ai încercat și nu poți singur, fii smerit și cere ajutor. Da? Noi suntem atât de mândri încât nu cerem ajutor. Și cineva spunea, oamenii care au cea mai mare nevoie de un psiholog sau un psihoterapeut sau un psihiatru, probabil niciodată nu vor ajunge acolo. De ce? Pentru că sunt prea mândri să ceară ajutor. Da, preferă să rămână așa, distrugând viața lor, distrugând viața altora, decât să ceară ajutor și să spună sunt într-o dificultate. Chiar am nevoie de ajutor. Nu. Oamenii care au cea mai mare nevoie de asta, probabil niciodată nu vor face acest pas. Din cauza mândriei lor, din cauza faptului că consideră că n-au nevoie de nimeni și de nimic, ele știu pe toate, ele pot pe toate, ei vreau să spun că Dumnezeu binecuvintează pe cei smeriți, care atunci când realizează că nu mai pot, cer ajutor. Și asta este ceva cât se poate de biblic, să cerem ajutor. Da? Sunt specialiști acum care pot ajuta în orice domeniu. Și e mai important să ceri ajutor decât să stai așa pur și simplu în mlaștină. Mă aduc aminte că treceam printr-o perioadă grea în anul 1990, imediat după Revoluție. Aveam 17 ani la vremea aia. Mă confruntam cu o criză și nu știam de la ce să cer ajutor. Și era la vremea aia, imediat după Revoluție, a început o revistă, Alo, o revistă pentru tineri creștini, era o revistă creștină, și îmi plăcea așa de mult revista aia. Și am zis, oamenii ăștia mă pot ajuta. Și le-am scris o scrisoare, le-am spus cu ce problemă mă confrunt, ajutați-mă cu ceva. La care oamenii aia mi-au trimis răspuns înapoi de la redacție și mi-au spus, roagă-te să existe oameni care să aibă pregătirea necesară să te poată ajuta. Noi nu te putem ajuta. Și mi-a fost foarte greu, dar până la urmă s-a rezolvat și am putut să ies de acolo. Dar vreau să spun, spre deosebire de vremea aia, în vremea noastră, tinerii, adulții, bătrânii, nu contează, toată lumea poate să ceară ajutor. Deci sunt specialiști în orice domeniu care te pot ajuta.
nu pierde vremea și nu sta pur și simplu așa, dacă îți dai seama că nu poți să ieși de acolo. Cere ajutor. Cere ajutor pentru că sunt specialiști. Și indiferent unde ar fi cineva în lumea asta, poate că ești într-o țară străină și nu cunoști limba atât de bine să te duci acolo la psiholog, nu-i nimic. Pe WhatsApp, prin online, se pot face ședințe, de exemplu, de psihoterapie. Da? Deci, sau poate că locuiești într-un sat undeva și ți-e greu sau nu știu. Nu există. În epoca în care noi trăim, oricine poate să ceară ajutor. Da? Deci, încurajarea mea este, dacă simți că te învârți și că pur și simplu ești într-o mlaștină, nu sta acolo. Cu cât stai mai mult acolo, cu atât mai greu să ieși. Da? Deci, dacă îți dai seama că nu poți, pur și simplu, cere ajutor. Investește în tine. Da? Dacă tu consideri că ești valoros, investește în tine și cere ajutor. Solicită ajutor de specialitate. Și ultimul punct, după care și încheiem, singurul motiv pentru care Dumnezeu ne salvează este Hristos. Dumnezeu chiar vrea să ne salveze. Dar nu pe calea noastră. Dumnezeu chiar vrea să ne salveze, dar pe calea Lui. Și cum am vorbit și data trecută, calea Lui este una singură. Nu e o religie. Calea Lui Dumnezeu nu e o religie. Calea Lui Dumnezeu este Hristos. E o persoană. Asta înseamnă că transcede religiile. Transcede tot felul de, eu știu, filozofii umane. Transcede lucrul ăsta. Este relația omului cu Hristos. Asta este calea Lui Dumnezeu. E în momentul în care îl avem pe Hristos, îl avem pe Dumnezeu. În momentul în care ne îndepărtăm sau nu îl facem loc în viața noastră lui Hristos, nici pe Dumnezeu nu îl avem. Pentru că sunt una. Eu și Tatăl una suntem. În momentul în care nu l-ai pe Hristos, nu l-ai pe Dumnezeu. Da? Deci calea lui Dumnezeu de a ne ierta, de a ne vindeca, de a ne asculta rugăciunile, de a ne elibera de blestemul generațional și de a face lumină în viața noastră, nu e o religie, e o persoană. E o relație și anume Hristos. Și asta poți să o ai în orice religie creștină ai fi. Dar depinde care ți-e focusul. Dacă este focusul pe orice altceva și nu pe Hristos, ești pe un drum greșit. Dacă este Hristos focusul tău și relația cu El este cea mai importantă pentru tine, te afli pe drumul cel bun. Nu primim iertare, vindecare, eliberare de sub blestem și mântuire datorită religiei noastre sau faptelor noastre bune. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt un dar nemeritat pe care îl primim prin credința în Fiul Său, Iisus Hristos, în jertfa Lui de la cruce, ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și aici am scris un pasaj din 1 Ioan 5, de la 11 la 13, și chiar v-aș ruga să căutați acasă în Bibliile voastre pasajele astea. Și mărturisirea este aceasta. Asta apropo de mărturisire și cât de important este să se spunem cu gura noastră. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți. Nu că e frumos lucrul ăsta. Poți să știi că ai viață veșnică. Cum? Prin faptul că l-ai pe Iisus. Asta e calea. Asta e siguranța. Asta este arvuna. Asta este, nu știu ce pot să spun, este confirmarea că ai viață veșnică. Prin faptul că l-ai pe Hristos. Ce înseamnă să l-ai pe Hristos? Să trăiești cu El. Înseamnă să fie El cel mai important pentru tine. E în momentul ăla știi că ai viață veșnică. Nu mai e un dubiu, nu mai trebuie să-ți spună cineva. Știi tu, e confirmarea supremă. V-am scris aceste lucruri ca să știți, fără nicio îndoială, fără nicio bujbuire în întuneric. Nu, chiar știi. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și ăsta e cel mai frumos dar. Toate celelalte pălesc în fața acestui dar de a ști că ai viață veșnică. Și dacă este un lucru care vi-l doresc și mi-l doresc pentru anul 2019, este să avem siguranța asta. Toate celelalte vin de aici după aia. Dar faptul de a avea siguranță că ai viață veșnică și că ești cu Dumnezeu,
prin Iisus Hristos. Asta este suprema siguranță și suprema binecuvântare care poate trăi un om. Îmi doresc ca acest atelier să fi făcut o micuță lumină în mintea voastră, în sufletul vostru, ca și în mintea mea și în sufletul meu. Și dacă există o concluzie la tot acest atelier, este: Dumnezeu va face doar împreună cu tine, niciodată fără tine. Deși nouă ne-ar place să facă Dumnezeu singur, nu. Calea lui Dumnezeu de a face miracole cu viața noastră și în viața noastră, în anul 2019, este doar împreună cu noi. Asta e calea. Împreună cu noi, prin Iisus Hristos. Și asta vă doresc pentru anul care urmează să se deruleze mai departe, și asta îmi doresc și mie. O seară bună!